Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lucrează de acasă, în regim hibrid. La... Se lucrează foarte deja mult, da. Serios? Da, da. Unii... Unii lucrează numai de acasă. Și din când în... Adică, dacă lucrezi de acasă, poți să faci o mulțime de lucruri în timp ce pretinzi că lucrezi. O bancă americană, citesc, o bancă americană a concediat mai mulți angajați care se prefăceau că lucrează de acasă. Domnii angajați și doamnele încercaseră, citesc, să creeze impresia că lucrează activ prin simularea activității la tastatură. Banca nu a precizat ce tehnici au folosit angajații. Că în singura casă aveau un sistem cu frânghii, cu... Da, exact. Poate ne interesa și pe noi. Da, sigur ne interesau, deși munca noastră de acasă nu funcționează. Băi, nu merge. De fiecare dată când am luat studio... Voi ați luat, Luca, tu n-ai luat studio acasă nici. Ba da, cum, în pandemie. Aha. Când am fost COVID-at. Accidentat. Și eu l-am avut pe final de... Da. Nu, pandemie, după. Eu am avut de mai multe ori. De fiecare dată probleme cu spatele, că nu puteam să mă mișc și nu e același lucru, frate. Dacă nu îl privesc eu în ochi pe Zaf, da, da, aici că zic altă gluma și râde el de politețe. Wells Fargo este această bancă. Vrei să spui ceva, Luca? Nu, nimic. A fost una dintre băncile care a adoptat munca hibridă pentru majoritatea angajaților, cerându-le acestora să fie la birou doar 3 zile pe săptămână. Ok. Băncile au fost printre primii angajatori care au chemat lucrătorii înapoi la birou după ce COVID-19 a creat nevoia de muncă la distanță. Eu nu înțeleg dacă băncile astea sunt majoritatea, adică cel puțin în România, nu știu cum o fi în America, dar cel puțin în România, majoritatea filialelor bancare au acum un personal simbolic. Dacă te duci acolo, în general nu mai poți să faci operațiuni cu numerar, te duci doar dacă nu reușești să te descurci online cu nimic, cu nimic, sau sunt puțini care nu au internet banking și nu știu ce să facă și atunci se duc acolo. Măi, Vlad. Dar dacă, ce? Sunt cozi în continuare la casele de marcat la supermarket. Oamenii nu reușesc să descurce cu, să scaneze singuri, să plătească cu cardul. Tu știi, eu știu că tu ai... Dar rămite la bancă. Tu știi, eu știu că tu ai o bancheriță acasă. Da, ai mai fost la o filială bancară, da, în ultima vreme, în afară de banca Oanei? Nu. Nu mai sunt. Foarte puține oameni, sunt băncile sunt... care mai au personal și în general mai un ghișeu maxim două. Și în rest este la noi, la sucursală, la obor, eu am văzut pe ghișei multifuncționale. Da. La cec mai sunt. Mama mea, de exemplu, ea interacționează, că îi place să interacționeze cu oamenii și am fost și eu la filială la cec. Uh-huh. Acolo mai sunt oameni. Dar în general nu găsești oameni, nu mai. Dacă vrei să faci operațiuni cu numerar, a trebuit să fac eu cu mulți ani în urmă. Am vândut o mașină și cine mi-a dat bani? Cash. Euro. Bine ți-a făcut, ce mă, da, bucur. Euro. Cu euro ce să fac cu euro? M-am dus la bancă, la banca la care aveam cont. Clasor acasă. Am stat frumos la coadă acolo, că erau două fete pentru 7 oameni care voiau și să interacționeze cu cineva și aveam o pungă mică. O punguță. Și am întrebat, pot să depun și eu banii ăștia? Sigur, ne-a zis. Sigur că da. Mi-au făcut un card pentru asta. Deci mi-au făcut card în euro și m-au trimis la bancomat, care era în față, și am depus banii la bancomat. Înțelegi? În euro. Da. Că nu mai s-a modernizat caserie, nu mai au nimic. La începutul acestui an, Bank of America a trimis angajatorilor, citesc, scrisori de educare, avertizându-i că vor fi sancționați disciplinar dacă nu se prezintă la serviciu numărul minim de zile pe săptămână. A, deci trăgeau cumva de zilele alea, în loc de 3, făceau 4 și tot așa. Da. Goldman Sachs le-a spus angajaților la începutul acestui an că nu vor mai putea să deconteze mesele atunci când lucrează de acasă, chiar dacă lucrează până târziu sau dacă ar fi avut dreptul la o masă la birou, scrie site-ul Economedia. Ce mișto e asta, mă, frate. Uite, vezi, eu când am fost bolnav și am făcut emisiune de acasă, nu mi s-a decontat masă. La sfârșitul lunii trecute, atât Barclays cât și Citigroup au anunțat sute de angajați că vor trebui să fie prezenți la birou 5 zile pe săptămână, începând din această lună. Ia nenorocit. De ce, nene, dacă totul se face online? Deci nu, acum serios, dacă un angajator, precum o bancă, în relația cu clienții, îi trimite pe clienți online, atunci de ce cere angajaților să vină la sediu? Păi dacă angajații sunt vagabonți și nu dau randament... Mie mi se pare că trebuie să fii foarte ordonat. Instituția se prinde. Ca să muncești de acasă. Serios, dacă nu, da, ești ordonat și foarte organizat... Adică eu dacă munceam de acasă, eram pierdut. Eu eram concediat de mult. Vorbesc serios. Adică n-aș fi putut. Adică să ai un job... Imaginează-ți. Da. Tu, Vlad, nu. George. Așa, zi mie. Să ai un job în care să trebuiască să stai 8 ore pe zi la birou. Da. Fie el și în casă.
Odată că pentru noi e de neimaginat și, asta. Și biroul să fie lângă pat. Lângă, bă, da, măcar... Și la, lângă bucătărie, chifteluțe. Oh, da. Da, să mă bucătăria, că somnul te ia cel mai tare. Mă, când ești la serviciu de ăsta, tip birou, tip ca la mai noi. Vorbești și tu cu Ionel, cu Costel, cu Gigel, cu Maria, stânga-dreapta, mai schimbi aerul, mai schimbi... Mai cu cine să pierzi vremea. Da. Exact. Acasă singur... trebuie să iei pauză de țigară pe banii tăi, pe nu, timpul da, tău. Să-ți dai seama că neavând acești colegi, că n-ai cum să stai nici cu căștile la tanure, că faci o tită. Dai și tu drumul, te lași într-un Netflix. Nu mai e nimeni să vină să trebuiască să dai alt tab la calculator când te joci sau ceva. Te joci în voie. Adică sunt prea multe tentații, mi se pare mie. Dar vezi, eu tot insist pe aia cu somnul și el nu zice nimic. Aia cu somnul... Nu e prima lui tentație. Da. La nu. Somn rezistă. Da. La bombonele rotunde Mozart în poleiala albastră. Acolo. L-ai prins. Mai s-a ușor. Terminat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.